Consiliul Superior al Magistraturii îl va audia pe Augustin Lazăr pe 13 noiembrie, după ce ieri ministrul Justiției a propus revocarea acestuia din funcție. La audierea procurorului general va participa și ministrul Tudorel Toader, așa cum s-a întâmplat și atunci când acesta a propus revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kövesi. Avizul motivat al CSM va fi înaintat Ministerului Justiției la data de 21 noiembrie 2018. Avizul are însă doar rol consultativ. Miercuri, ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat raportul privind evaluarea procurorului general Augustin Lazăr și a cerut revocarea lui din funcție. În replică, Lazăr a declarat că raportul de evaluare a activității sale este modul prin care executivul, prin ministrul Justiției, înțelege să respecte independența ministerului public. Potrivit legii, ministrul Justiției poate cere revocarea din funcție a șefului parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar după ce CSM dă un aviz consultativ, decizia o ia șeful statului.